energie, la gază. Exact. Adrian Negrescu, exact, analist economic Frames, alături de noi. Domnule Negrescu, vedem măsurile acestea tot anunțate și a mai venit INS-ul astăzi și ne-a spus așa, că în următoarele 3 luni prețurile la produsele, lucrările în 45%. Știm ce înseamnă asta, cum atrage totul în buclă. Produsele industriale în următoarele 3 luni din nou cu 35%, prestările de servicii și ele cu 24%. Ce ne așteaptă, domnule Negrescu? Nu știm dacă sunt bani, că vedem că statul se împrumută, cel mai scump, ca să tot dea ce promite. Singura certitudine în actualul context e că prețurile vor continua să crească. Poate mai temperat, într-adevăr, față de iureșul ăsta inflaționist din această vară. Dar și în toamnă prețurile, spuneați dumneavoastră, de zona de construcții, zona de comerț, zona de resurse, de tot ce înseamnă energie și gaze, toate acestea vor continua să crească. Iar ceea ce spun managerii vine să confirmă o evoluție la nivel internațional, pentru că nu suntem izolați de restul lumii. Noi, chiar dacă luăm măsuri aici pe plan local, ne lovesc din import, care sunt majorate urmare a inflațiilor din țările occidentale. Da? Deci noi suntem importatori de inflație în această situație, astfel încât, din păcate, tendința este de o scumpire în continuare a vieții și de o scădere a puterii de cumpărare. Prin impozitarea traderilor, prin impozitările pe lanțurile de producție de energie, nu vom face nimic, pentru că noi nu reducem facturile. Noi nu tăiem din TVA, din fiscalitatea asociată cu facturile de energie, încercăm să aducem mai mulți bani la buget prin supraimpozitarea traderilor. Asta, de fapt, facem și ceea ce denotă faptul că nu suntem interesați neapărat de facturile oamenilor, de situația lor, cât de modul în care statul se descurcă în această perioadă cu bani. Mulțumesc, domnule Negrescu!